Eu, salutare! Astăzi am ieșit la pescuit pe ecluză. Vreau să văd ce zic știucile din această baltă. Sunt curios dacă reușesc să aduc vreuna la mal și sunt curios dacă mai sunt știuci aici. Din ce văd, s-a ridicat destul de mult brădișul în apă. O să fie mai greu de păcălit știuca. Pentru început mergem cu gobi 12 cm, culoare naturală, alb cu glitter și ceva negru pe el. Am schimbat puțin locul, pescuim sub pod. De regulă aici am avut cam cele mai bune rezultate. Acum să vedem cu mătra ce zice. Am armat o oscilantă de la Abu Garcia, un tobi de 20 de grame, argintiu. Poate reușesc să le stârnesc, văd că la gumă nu vrea. Cred că o să schimbăm malul și o să mergem puțin la betoane, să facem câteva... Da, e șucă. Nu mai schimbăm malul. Pare măricică. Așa. E înțepată superficial rău de tot. Nu am care reușit să păcălesc prima măriliță. Deci super subțire. Cred că are undeva aproape de 40. Nu 40, dar aproape. Cine știe, poate chiar e punctabilă de fapt, dar nu mai o să o măsor. Hai, vom da drumul aici. Hai, dă-te. Hai să vedem. Mai scoatem vreuna. Nu, am agățat pe fiare. Bun, în continuare o să bag tot o oscilantă, tot de la Bugarcia, un shaki de 20 de grame. Vreau să pot să-l lansez cât mai mult, să coboare cât mai repede pe substrat. Sper să nu agăț iarăși în schimb. Am schimbat puțin malul, dăm pe partea cu betoane, noi să vedem ce zice cu mătra. E acasă. Nu o să o las să coboare, pentru că sunt foarte multe fiare, nu știu dacă se văd în apă, dar sunt extrem de multe fiare. Dacă am agățat aici, slabe șanse să mai scot. Ia să vedem cât coboară. Sper să nu agăț. Și să duce. Și acolo e apa adâncă. Da. A, simți ceva. Cred că am lovit un pește. Nu cred că a fost atac. Și apa aici este destul de adâncă încât să... Da! Uite-o! Uite-o! Măriliță! Mărilițoancă! Ce bătăușă e! Și a doua captură, încă o măriliță. Parcă e soră cu cealaltă. Mici. Speră și la ceva mai mare. Deci, se pare că astăzi fac treabă cu oscilantele. Abu Garcia, shaki, 20 de grame, apa adâncă, coboară foarte repede pe substrat. Cam asta este varianta câștigătoare pentru astăzi. Oh, shit. E un rând de fiare. Acolo am văzut. Aici mai mult ca sigur se vede rândul ăsta de fiare. Acolo la fel e un fel de pătrat aici. Plus, cam de la vârful lansetei, văd că se duc până pe acolo, pe undeva mai mult de atâta, nu pot să văd. Încă un rând de fiare. Identic aici. Sincer,
Mă aștept ca toată zona asta de aici să fie plină de astfel de fiare. Nici nu știu cum să lansez ca să nu le agăț. Gata și partida de astăzi de pescuit. Se pare că ecluza încă mai ține ceva pește. Din păcate, din ce în ce mai puțin de la an la an și din ce în ce mai mic, am reușit să păcălesc două știuci și am ratat una. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Sper că ți-a plăcut clipul de astăzi. Nu uita să-i dai un like. Aș aprecia foarte mult dacă te-ai abonat la canal. Mă ajută pe mine extrem de mult. Iar noi ne auzim în comentarii. Până data viitoare, salutare și fire întinse. Baftă!